Hei, salutare prieteni și bine ați venit pe canalul Desen și Colorez Lumea Copiilor! Astăzi o să fac ceva mai interesant. După cum puteți vedea, o să fac o mică provocare, One Line Challenge, adică provocarea desenează cu o linie. Desenez cu o linie întreruptă tot ceea ce vreau să desenez, cum ar fi această girafă. Dar, înainte de orice altceva, nu uitați, apăsați butonașul de like, mă ajută foarte, foarte mult și am nevoie de toată susținerea voastră. Dacă vreți să mai desenez chestii mișto și pe viitor. De asemenea, dacă vreți să-mi trimite desenuțele voastre, o să vă las în descriere o adresă de Instagram și tot în descriere o să vă las și playlist-urile mele cu celelalte desene pe care le-am desenat în decursul timpului, adică aproximativ 500 de tutoriale de desen pe diferite teme. Și tot în descriere, în magica descriere, o să las linkul la cel de-al doilea canal al meu, unde o să fie un canal doar pentru pictură. Și acolo voi începe un challenge, o pictură pe zi, se numește și canalul, și asta va fi și challenge-ul. Va fi să pictez cât o pictură în fiecare zi. Or să fie toate picturi pentru începători, or să fie narate și să fie tutoriale pas cu pas. Așa că dacă vă place pictura și vă place ceea ce creez eu, vă invit să veniți și pe canalul meu de-al doilea, o pictură pe zi, să dați subscribe și acolo și să-mi urmăriți acolo ce anume postez și ce pictez eu în fiecare zi, începând de pe 1 aprilie 2019 până pe 1 aprilie 2020. Așa. Asta fiind spuse, deja am făcut prima parte a videoclipului acesta. Am făcut o girafă, o pisică, o veveriță, o vulpe și un cățel. Sper că v-au plăcut, puteți să încercați și voi să-mi spuneți ce părere aveți. La fel să spuneți care vă se pare cel mai drăguț animal dintr-o linie. Mie îmi place girafa. Mie oricum îmi place girafele, că sunt așa, nu știu. Au așa figura aia de prostovane. Îmi place girafa cel mai mult, să-mi spuneți care animăluți din cele 5 vă plac vouă cel mai mult. Iar în a doua parte a videoclipului o să fac tot la felul, nu știu dacă neapărat provocare, challenge, o să fac să desenez din nume și o să desenez prima dată din cuvântul panda un urs panda, apoi din cuvântul koala un ursuleț koala și apoi din cuvântul alien în filmul Alien, să încerc să desenez pe alien sau măcar ceva din el. Acum să vedem ce o să-mi iasă, cum o să-mi iasă. Dacă vă place acest gen de videoclipuri, nu uitați să apăsați butonul de like ca să văd eu ce vă place și să știu pe viitor ce să mai fac. Așa, am trecut la cuvântul panda și încercăm să transformăm cuvântul panda într-un panda adevărat. În P și în N, în N îi facem ochișorii, pe A îl facem năsuc, îi trasăm așa două semicercuri și gurița de desubt. De la ochișorii facem așa un cap, un pic am subuiat, dar asta e. Facem și un smoc, panda nostru este ca grăsan. Dar nu-i problemă. Dacă aveți întrebări sau sugestii cu alte challenge-uri sau alte subiecte de desenat, puteți să-mi lăsați în comentarii mai jos și părerea voastră și să-mi lăsați să spuneți care e preferatul vostru animăluț și din prima provocare că desenează cu o linie și din cele trei care se fac acum, koala, panda și alienul. Să-mi spuneți și mie preferatul vostru. Preferatul meu e girafa, am spus, și din animăluțe cred că mie oricum îmi plac ursuleții koala, sunt foarte drăgălași. Nu știu cum o să-mi iasă exact, dar cred că ursuleții koala. O să-mi placă preventiv, dacă vă spun. Am un caietel pe care îl desenez în caz de vă întrebați de ce e galben, cu diferite culori de foi și îmi place și voi face challenge-urile de desen pe acest caietel. A început cu galben, am făcut și acel challenge cu desenează din 10 cercuri, care de fapt sunt 9, diferite fețe de animăluțe. A fost tot pe caietul ăsta și o să se aducă într-un alte culori spre final. E un caiet mișto. Și markerul care îl folosesc este un marker normal, pe bază de apă, o carioca normală, pur și simplu. Cu care colorez și cu care le folosesc. Foarte drăguț și acest pandarin. Îmi place. Are capul cam mare, dar e cute. Puteam să-i fac acum un pic mai mic. Vedeți, dacă aș fi desenat în creion, aș fi putut corecta falca aceea lăsată. De asta vă sugerez mereu vouă să desenați în creion, pentru că în caz de greșiți ceva, puteți șterge fără probleme.
Așa, am trecut la coala. La coala, vedeți. Ou și lu le facem ochișori și au îl facem năsucu. Și ducem așa la fel capul, e făcut prea mic capul, să nu fie la fel ca la panda prea mare. Îi colorăm și năsucu. Ia uitați ce drăgălașie. Și capa și aur să fie urechile. Foarte drăguț. Aici la wow ăsta și cu capa, urechi, pur și simplu îi facem lobul interior și îi facem niște, ca niște chestii de păr, așa, niște de blană. E suficient. Mică măzgăleană, să zic așa. Și îi facem și corpulețul. Îi facem două mânuțe care se ține de burtică, să-l punem pe piciorușe și stă în funduleț. Înșezut, să zic așa. Gata, panda. Este foarte drăguț. Face și genunchii. Probabil o să-l și colorez. Și vom trece la al treilea desen. Dacă ați rămas până acolo alături de mine, vă mulțumesc. Înseamnă foarte mult pentru mine că vă place ceea ce desenez și mă bucur foarte, foarte mult. Din nou vă rog, în caz de n-ați făcut-o până acum, să apăsați butonul acela de like cu degetul în mare în sus, ca să văd și eu ce vă place și ca să pot să continui să desenez chestii foarte, foarte mișto. Și în caz de n-ați făcut-o deja, un share ajută foarte mult să distribuiți ce postez și prietenilor voștri, ca să vadă și ei, poate sunt și ei pasionați de desen și le-ar plăcea și lor să uite. Și de asemenea subscribe, dacă vreți să vedeți de fiecare dată ce postez. Și dacă vreți să vă notifice YouTube-ul, să apăsați și pe clopoțelul de notificări, ca să nu pierdeți niciodată nicio postare de-a mea. Postez cam de 3 ori în fiecare zi, deci sunt o grămadă de postări. Așa, așa, dar treilea desen o să fie un alien. Un alien, dacă ați văzut filmul Alien, pur și simplu o să fac de la N până la L. Îi duc așa capul, știți că avea capul acela lunguieț. Și aici am făcut gura. E un pic mai dificil, dar în același timp, fiind un, cum să zic, un subiect de desenat foarte complex, așa să zic, pot să-i folosesc orice literă, pentru că el are o grămadă chestii, o grămadă mușchiuleți, o grămadă vene, o grămadă... Și ușor voi pierde și voi folosi fiecare literă în al nostru alien. Gata, deja seamănă cu un alien, drumul este pe jumătate parcurs. Trebuie să mai incorporăm și celelalte litere, cumva. Ce vă spuneam, o grămadă segmenți, o grămadă, nu știu cum să le spun, biologia lui este ciudată. Așa, și să-mi spuneți care v-a plăcut cel mai mult, pandarinul, koala sau domnul alien. Și la fel din prima serie de desene, provocarea aceea cu o linie. Și la fel dacă aveți sugestii și vreți să mai fac diferite challenge-uri de desen sau așa, puteți să-mi spuneți. Și în măsură în care pot și așa mai departe, o să încerc să le fac. Care mi se par tari chestiile de genul acesta. Haideți să-i fac și mânuța lui de alien și cu niște tulumbe care ies din spate. Și din au acela că l-am lăsat în față, în caz de vă întrebați de ce e în față și nu am uitat de el sau așa, o să-i fac limba aceea care, dacă știți filmul, din gura lui ieșea o limbă care și limba avea o gură și cu dinți. Era, nu știu, ceva gen gură în gură, dinți în dinți. Și o să-i fac popos de limbă. Facem pe aici la creierașe și motorașe, niște pistoane. Foarte drăguț. Acest om alien. Să incorporăm acum și limba. Așa. Am făcut un A ca un C și ca și cum are și din gură. Și te-ar mușca cu ea. Un pic am scârbos domnul alien, dar așa este el. Nu l-am inventat eu, l-am inventat cei de la filme. O să fac un pic și pe piept cutia lui toracică, care este cumva exterior, toate oasele sunt afară, cumva.
Cam acesta este domnul Alien. Eu sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați și în caz de n-ați făcut-o deja, apăsați butonașul de like, înseamnă foarte mult susținerea voastră. De asemenea, share, subscribe. Nu uitați cel al doilea canal al meu de provocare de pictură, o pictură pe zi, se numește și canalul. Intrați și acolo, o să vă las linkul în descriere și în comentariu care o să-l fixez. Intrați acolo, dați subscribe dacă vă place pictura, dacă vreți să mă susțineți și vreți să fiți alături de mine pe lungul drum care mă așteaptă de a picta o pictură pe zi în fiecare timp de un an de zile. Și cam atât, vă mulțumesc și pa, pa!